A strălucit doar o jumătate de sezon. Marea speranța celor de la FCSB, Florinel Coman, a ajuns monedă de schimb, fotbalistul căruia finanțatorul Gigi Becali a stabilit o clauză de reziliere a contractului în valoare de 100 de milioane de euro. Ar putea ajunge în eșalonul secund al Italiei, la Palermo, la schimb cu atacantul George Pușcaș. Omul cu bani de la FCSB nu mai are răbdare ca jucătorul lui să explodeze și să fie curtat de marile cluburi ale Europei. Finanțatorul Loroș a lăsat să se înțeleagă că este dispus să renunțe la Florinel Coman pentru a-și asigura serviciile lui George Pușcaș proaspăt debutant în echipa națională, pentru care a și marcat în victoria României scor 3 la 0 cu Lituania în Liga Națiunilor. Florinel Coman are 20 de ani și a ajuns la FCSB în luna august a anului trecut pentru 3 milioane de euro. George Pușcaș are 22 de ani, este un produs al clubului Liberty Salonta și a fost achiziționat de internaționale Milano la vârsta de 17 ani contra sume de 500.000 de, de euro. În această vară a fost transferat de la Novara la Palermo pentru 2,9 milioane de euro. George Pușcaș este considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști din generația lui. Și-a evoluat la toate categoriile de vârstă în echipele naționale ale României. Pentru reprezentativa de tineret, Pușcaș a marcat 14 goluri în 21 de partide. Zlatan Ibrahimović, Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo mai au de învățat. Un portar anonim a marcat golul anului. Amer Shafi are 36 de ani, este capitanul echipei naționale a Iordaniei și a reușit execuția carierei în amicalul câștigat de echipa sa scor 2-1 într-un amical contra Indiei, disputat la sfârșitul săptămânii trecute. Confruntarea, aparent banală și fără vromiză a devenit celebră în întreaga lume tocmai datorită golului marcat de portarul echipei gazdă, Amer Shafi. În minutul 25 al întâlnirii, portarul Iordaniei a interceptat în propriul care o minge degajată tocmai de celălalt goalkeeper. L-a văzut pe acesta ieșit dintre buturi și și-a încercat norocul de la o distanță de 89 de metri. Șutul lui Amer Shafi s-a oprit tocmai în plasa porții adverse și va rămâne în istoria fotbalului ca una dintre cele mai spectaculoase execuții. Amer Shafi evoluează la gruparea al Dach din Iordania și este unul dintre cei mai titrați fotbaliști din țara lui. Are în Palmares șase titluri naționale, 5 cupe, 5 supercupe și două cupe ale ligii. Joacă de 16 ani în echipa națională a Iordaniei pentru care a adunat 139 de selecții. A scris istorie în fotbalul din Turcia, dar a ajuns să fie hulit de fani și jurnaliști. Mircea Lucescu traversează unul dintre cele mai grele momente ale carierei. În prezent, selecționer al Turciei, antrenorul român este atacat din toate părțile. Fanii naționalei semilunei sunt nemulțumiți de rezultatele Turciei sub conducerea lui Lucescu, iar ziariștii de pe malurile Bosforului au inițiat o petiție pe care au trimis-o Federației de la Istanbul, în care cer demiterea tehnicianului. Mircea Lucescu a preluat naționala Turciei în august 2017, însă rezultatele au fost mult sub așteptări. Colucescu, selecționer, Turcia are doar două victorii în meciurile oficiale disputate în ultimele 14 luni. Mai mult, Turcia a retrogradat din seria C a Ligii Națiunilor. Forul de la Istanbul s-a reunit luni de urgență pentru a analiza activitatea selecționerului la cârma echipei naționale și a decis să-i acorde în continuare credit, mai ales că românul a întinerit masiv echipa. În Turcia, Mircea Lucescu le-a mai antrenat pe Beşiktaş și Galatasaray Istanbul. Cu ambele echipe a câștigat titlul de campion.